Vestea că Miruna are o tumoră cerebrală gravă a căzut ca un trăsnet în familia acesteia. În primele 5 luni de viață, fata a fost sănătoasă, dar dintr-o dată a început să vomite. Dintr-o dată a avut două vărsături și am zis să mergem cu ea la Galați, că nu știam despre ce este vorba. Când am ajuns la Galați, toate analizele la sânge pentru vărsături erau foarte ok, dar ea totuși vărsa și nu știam ce să facem cu ea. Medicii de la Galați au sfătuit-o pe femeie să aducă pruncul la Iași, la Spitalul de Neurochirurgie. Aici analizele au indicat faptul că Miruna sufera de hipertensiune intracraniană cauzată de o tumoră ce bloca scurgerea fiziologică a lichidului cefalorahidian către coloana vertebrală. Un sindrom de hipertensiune intracraniană datorat existenței unei tumori care bloca scurgerea fiziologică a lichidului cefalorahidian către coloana spinării. E ceea ce este cunoscut sub numele de meduloblastom. Este o tumoră relativ frecventă la copii, cu un grad de malignitate, situată prost, ca să folosesc un termen pe înțelesul tuturor, din punct de vedere al anatomiei creierului și pentru o intervenție chirurgicală. Cazul Mirunei a fost o provocare pentru echipa medicală, care a efectuat două intervenții chirurgicale de extirpare a tumorii. Vârsta copilului fiind foarte mică, volumul de sânge reprezintă 20% din greutatea acestuia, ceea ce înseamnă că avea în jur de 700 de mililitri de sânge. Dar împreună cu echipa medicală am reușit să scoatem în integralitate această tumoră și pot să vă spun că acest copil cumva ne-a ajutat enorm de mult. Dorința lui de a trăi e ca și cum s-ar fi operat singur. În momentul în care am ajuns, după ce am deschis calea anatomică către leziune, această tumoră parcă a ieșit singură. Copiii sunt o minune în viața cu părinților lor, dar sunt o minune în viața noastră ca națiune și sunt o minune prin ceea ce reușesc să facă cu viața lor. Acum sperăm că o să fie bine. Din ce în ce vedem semne, că zâmbește, gângurește singură, dă din mânuși de picioare, dar e foarte greu. Foarte minune de la Dumnezeu. Îi mulțumim la doctorii de aici că sunt foarte amabili. Mulțumim din suflet. Dumnezeu să-i dea sănătate. Nu sunt cuvinte să-i mulțumesc. Miruna gângurește, zâmbește și se mișcă cu energie. Mama sa abia așteaptă să o ducă înapoi acasă, la Galați. Mai are doi copii, un băiat și o fată.